Domnul Buzăran, cum e să fii borfaș, măie, polițiști pe gar? Ce premiu ai primit? Vezi? Pușcărie. A început să faceți competiție, mă, ați început, mă, în Ministerul de Interne, mă, competiție, mă, care e mai borfaș, mă? Uite că o să iei premiu. 5 ani de pârnaie. Acesta a fost Buzăran Cătălin Mihai, judiciarist din IGP, combaterea crimei economice. Acesta a cerut o mită, 300.000 de euro, la un personaj pentru a-i facilita un dosar, adică să îl ajute ca să îi dea procurorul ordonanță de clasare. I-a promis acelui inculpat că îl va ajuta contra sumei de cât? 300.000 de euro, pe care nu i-a primit niciodată. El astăzi a cerut instanței arest la domiciliu. Abia acum el unul realizează cât de importantă este familia, dar când el a încălcat legea din calitate de agent judiciarist, polițist judiciarist, nu s-a gândit. S-a gândit la bani, șpagă, 300.000 de euro. Și ăsta a făcut competiția, face parte din acea competiție a Ministerului de Interne, care este mai șpăgar, borfaș, excroc. Și el are premiu, arestul preventiv, judecarea sub măsura arestului preventiv. Ministerul de Interne, care este un minister important, dar din păcate acești polițiști murdăresc imaginea celorlalți polițiști onești, cinstiți, pe care îi avem și avem mulți, dar din păcate noua generație de agenți de poliție, unii chiar ajung ca ăștia.